Eu cred că mai mult interesează... Ce și dumneavoastră, și dumneavoastră. Din câte am înțeles, o să delegați persoane în grupul de lucru. Da. Ce propuneri vreți să faceți? Deci, noi am vorbit despre propunerile noastre. Vrem să facem o reformă a comunității științifice. Vrem să... Deci, contribuim la implementarea codului educației. Așa e? Și vrem ca să, deci, implementăm și să investim prin cercetare și inovare în toate sectoarele Republicii Moldova, care credem că o să contribuie în ultima instanță la dezvoltare. Și ultima, ceea ce noi am vorbit despre crearea oportunităților tinerilor care absolvesc universitățile și doctoratul pentru a se regăsi în Republica Moldova. Domnule Filip, știu că sunteți în criză de timp. În ce măsură propunerile Academiei de Științe se vor regăsi în programul de guvernare? Se vor regăsi cu siguranță aceste propuneri, pentru că, de fapt, ăsta este motorul societății, cercetarea, inovarea. Vreau să vă spun că și educația, dar și cultura, cu reprezentanții care am avut astăzi aici această întâlnire, cu siguranță se vor regăsi în program. Și eu vă mulțumesc.